Salut! Numele meu este Zoltan Vereș, sunt trainer și coach în dezvoltarea inteligenței emoționale și în ultimii 2 ani m-am plimbat peste tot prin țară și am predat despre dezvoltarea inteligenței emoționale și am locuit, îți dai seama, în câteva zeci de hoteluri din această țară de diverse calități, niveluri și de diverse stele, să zic așa. Și întotdeauna m-am întrebat ce anume face diferența între o experiență foarte plăcută pentru mine la un hotel, respectiv o experiență mai puțin plăcută sau chiar neplăcută la alte hoteluri. Și studiind acest domeniu, care este despre inteligența emoțională, despre modul în care reacționăm, despre modul în care trăim emoțional lucrurile, am ajuns la următoarele concluzii. Una la mână, este important de știut că acest creier al nostru, genial de altfel, care generează emoțiile și stările pe care le avem, este o mașinărie de prezis viitorul. Adică are nevoie de certitudine, sentimentul de siguranță, de sentimentul că știu la ce să mă aștept. Ei, în acest context, caută, în orice situație, să-și dea seama la ce să se aștepte. Una din cele mai nasoale experiențe pe care le am în foarte multe situații este când nu știu exact unde trebuie să mă duc, când nu știu exact ce am de făcut, când nu știu exact care este următorul pas care se întâmplă, adică mi se dă ok în mână, de exemplu, și se spune camera 301. Și eu stau și creierul meu se întreabă ok, și ce trebuie să fac eu aici? Unde trebuie să mă duc? Care este direcția? De asta, de exemplu, este foarte important ca personalul unui hotel să fie conștient de acest fapt că, la nivelul creierului, avem nevoie să fim îndrumați, să ne simțim în siguranță în sensul acesta de a ști ce urmează. Adică dacă mă duc într-un spa, de exemplu, și intru acolo și la recepție cineva mă întâmpină să-mi spună trebuie să coborâți scările aici, coborâți un etaj, jos o să găsiți colegii mei care să. Sau dacă am un lift în jurul meu să mi se spună intrați în lift și coborâți la etajul 1 să nu mă simt pierdut cum ar veni. Și chiar dacă unii au senzația că sunt foarte stăpâni pe situație și știu tot, avem nevoie de această certitudine, de această stabilitate care este oferită de informații suficient de precise, de complexe și comunicate suficient de clar. O altă experiență foarte neplăcută în multe situații este atunci când angajații hotelului, de exemplu, se ceartă între ei sau au o anumită atitudine, atenție, neplăcută unul față de altul. Cea mai importantă informație pentru creierul nostru și informația care circulă cel mai repede în orice context este informația emoțională. Asta înseamnă că degeaba vine la mine un chelner care vine zâmbitor. Dacă se poate să fie un zâmbet natural, este bine, dar la mulți nu se poate. Vine zâmbitor sau un recepționer zâmbitor și în același timp, după ce se întoarce de la mine, începe să mârâie la colegul lui sau vorbește la telefon și spune dacă voi niciodată nu răspundeți la telefon și închide după aceea supărat. Și există chiar studii care spun că interacțiunea între colegi, interacțiunea din echipă, afectează chiar mai mult starea clientului decât modul în care interacționezi cu el. Pentru că dacă tu ești amabil în general și vă ajutați reciproc colegii și vă susțineți și aveți o stare foarte faină, asta automat se va transmite și la clienții cu care n-ai vorbit, cu care n-ai interacționat. Și dacă, de exemplu, colegii se ceartă între ei, dacă, de exemplu, la recepție sau la camere sau la curățenie sau cineva se ceartă sau vorbește urât chiar la un walkie-talkie sau la un telefon, atunci starea care se transmite este foarte nasoală. De asta este important ca o echipă să se comporte armonios unii cu ceilalți, să se ajute, să se susțină. Acel zâmbet să nu fie doar pentru client. Acea stare de amiabilitate, de amabilitate să nu fie doar față de un client, ci să fie față de toți membrii echipei, pentru că asta este de fapt starea care se va transmite mai departe. Cu siguranță ai și tu informațiile tale, vreau doar să-ți împărtășesc din experiența mea personală de călătorit prin lume, respectiv din experiența mea de coach și trainer inteligență emoțională, să aveți grijă la starea din echipă, să aveți grijă să puteți să oferiți informații suficient de clare și precise oamenilor, pentru că asta îi va ajuta foarte mult în a avea o experiență mai plăcută, să se simtă în siguranță și conectați cu alți oameni într-un mod armonios. Să ne vedem cu bine!